Este un proiect despre îmbunătățirea competențelor digitale, adresat adulților, în special care lucrează sau au interese în zona industriilor creative și în care dorim în special să creăm 13 cursuri care vor face parte dintr-un curs mai mare online, care va fi complet furnizat online și care în perioada care va începe de fapt din februarie 2020, iar în toamna lui 2020 vom avea și câteva sesiuni față în față. Sunt 13 module care mă uitam să văd dacă se văd, care le-am pregătit și care sunt în pregătire. Și acum am să-i rog pe colegii mei, Poliana, ajutați mai mult pe Silviu sau ceva, să vă mâneze, sunt niște chestionare pe care o să le primiți acum și pe care o să le completați mai târziu, care sunt legate de aceste cursuri și de conținutul din aceste cursuri, în care noi vă întrebăm, de fapt, dacă știți ceva despre ele sau nu. Colegii mei le vor înmâna în special la cei care sunt, să zicem, în zona de artă și cultură mai mult decât în zona celor care vin din tehnologie sau a studenților mei care îi ved în sală, pentru că dorim să, pe ei cam știu ce background au și cam ce știu, dar vrem să știu cam ce fac ceilalți. Domeniile sunt foarte vaste și sunt foarte diverse. Ele au rezultat în urma a mai multor cercetări pe care noi le-am îndeplinit și le-am făcut nu numai în Timișoara, ci în 7 țări. Platforma va fi online, cursurile inițial vor fi în engleză, după aceea le vor fi traduse în toate cele 6 limbi care sunt în proiect, inclusiv în română, și vor exista foarte multe exemple din cursuri. Așa arată în acest moment și platforma și cursurile, deocamdată nu vă puteți înrola pe ele. Ce există în aceste cursuri? Sunt materiale care sunt în formă de text, de imagini, de exemple, de videouri, de animații. Sunt foarte multe tutoriale despre multe aplicații, deci noi am gândit-o mai mult ca un fel de tutoriale, de hands-on, cum să faci ceva, de exemplu, nu știu, de la Google Documents, cum să poți să utilizezi Google Documents, dar pe toate am încercat să ne axăm cumva într-un context cultural sau într-un context în care lucrezi remote, în care lucrezi la distanță. Inclusiv niște mici unelte de realitate augmentată și realitate virtuală. Cum ați văzut, Hendrik deja și-a făcut publicitate la cursul lui, în care a zis, puteți să vedeți cum să faceți elemente de AR în VR fără să aveți headset, deci fără să investiți vreo câteva mii de euro într-un headset de la Oculus sau așa ceva. Sunt activități multe online pe care trebuie lumea să le participe. Se bazează pe multe exemple care există deja în spațiul cultural sau în spațiul educațional. Sunt de asemenea practici din ceea ce noi numim creative cultură și industrie creative. Sunt studii de caz pe care noi le-am înglobat. Este un glosar și ne bazăm la evaluare în ceea ce se numește e-assessment, deci în evaluarea complet online a celor care participă la aceste cursuri online. Și la sfârșit se va primi ceea ce pentru spațiul românesc este destul de nou, open badges, sunt niște etichete, niște insigne care sunt digitale, deci care nu sunt pe hârtie, deci care sunt complet digitale și pe care au un cod în spate care nu poate fi falsificat și care permite transferul lor păstrând întotdeauna informația de unde le ai primit, cine ți le-a dat și dacă acel curs este valid. Este noul stil de certificare în care noi lucrăm și ca cercetare destul de mult și care face parte din partea de mijloc de tehnologie blockchain și după pauză va veni Victor Holotescu care va vorbi exact despre acest tip de tehnologie, de cum poți tu să faci aceste lucruri și pe care noi îl înglobăm cu succes. Planul nostru este că pe lângă acel certificat de hârtie pe care știm că trebuie să-l dăm în Timișoara, mai ales pentru cei din spațiul educațional sau din spațiul instituțiilor publice, muzeale, fiindcă altfel nu-i crede șeful că a venit astăzi la un workshop și nu altundeva, o să dăm și niște insigne digitale pe care le puteți după aceea distribui pe rețelele sociale. Deci aveți aici această evaluare a silabusului. Noi tot timpul am încercat, început de mai multă vreme deja, să-l tot evaluăm și tot îl evaluăm cu alți oameni, ceea ce pentru noi e foarte bine, fiindcă tot ne îmbunătățim cursul.
și pe care o să vă rog la sfârșit înainte de pauză să le completați. Așa cum am zis, cursurile vor fi online din 2020, din februarie 2020. Dacă ne permiteți, vă vom trimite o invitație de a putea urma aceste cursuri și de a vă înscrie la ele. Cum am zis, sunt complet gratuite, complet libere pentru oricine de a fi urmate și acestea vor fi badge-urile care după aceea pot să fie distribuite în rețelele sociale la sfârșit. Informații despre proiect și despre ce facem se poate găsi online.